Fraților, întrebarea e, se gândea stră, 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 stră bunică tu acum în viitor o să mulgă vaca dintr-o mașină zburătoare? Se pare că nu. În mod spectaculos, conceptul de călătorit în timp, așa cum îl știm acum, a fost inventat abia prin 1895 de H.G. Wells, care, la sfârșit de secol XIX, se chinuia și el să scrie un roman bun. Cartea lui, Mașina Timpului, propune pentru prima dată în istoria umanității un dispozitiv pe care îl poți folosi ca să călătorești înainte sau înapoi în timp. Așa că cealaltă întrebare e, cum de nu s-a gândit nimeni la asta până atunci? te-ai întrebat vreodată când s-a inventat ideea de călătorit în timp? Probabil că nu, că pare să fie existat din totdeauna. De când dacii se băteau cu dragonii pentru Transilvania și Ahile, se împiedica în Troia. Dar nu e deloc așa. Strămoșii și-au imaginat nemuriri, renașteri și tărâmuri cu morți. Dar asta cu călătorit în timp era peste puterile lor. Călătoritul în timp este 100% o fantezie modernă. Până la H.G. Wells, nimeni nu s-a gândit să alăture cuvintele călătorie și timp. 120 de ani mai târziu, conceptul pare cât se poate de banal și ușor de înțeles, după o infinitate de cărți și seriale care se joacă cu tema asta. Dar dacă l-ai fi întrebat pe stră, stră bunică tu de așa ceva, probabil l-ai fi destabilizat emoțional. Dar să o luăm de la început. În foarte multe culturi, dar nu chiar în toate, oamenii vorbesc despre timp ca și cum trecutul e în spate și viitorul înainte. Și în română, majoritatea expresiilor care se referă la timp au o calitate geografică. Am lăsat trecutul în urmă, mergem spre viitor și așa mai departe. Dar unde e trecutul ăsta și unde e viitorul? Drept înainte? Expresiile de genul ăsta deja te fac să vizualizezi timpul ca un soi de spațiu. Prin anul 400 după Hristos, Sfântul Augustin s-a gândit un pic la timp. El scrie, citat: Și totuși, Doamne, noi percepem intervale de timp și le comparăm și zicem că unele sunt mai lungi și altele mai scurte. Ăsta era deja un progres uimitor într-o epocă în care nu exista ceasul nici sub formă de scrisoare de dragoste. Augustin continuă, citat: Măsurăm timpul care trece prin simpla percepție, dar trecutul care acum nu mai e, și viitorul care încă nu e. Cine poate să măsoare? Așadar, prin 400, umanitatea era cam în stadiu ăsta cu timpul. Prezentul e ok, înțelegem care-i treaba cu el, în sensul în care se întâmplă acum, fără mari semne de întrebare, curge și aia e, dar cu trecutul și viitorul deja ne punem mâinile în cap încă o mie de ani după Augustin și lucrurile nu erau cu nimic mai clare. În perioada asta, umanitatea era preocupată mai puțin de concepte abstracte, că băteau ciuma și războiul la ușă. Când s-a mai trezit lumea prin renaștere, problema timpului reapare îmbrăcată în niște metafore frumoase care nu rezolvau foarte tare problema. Thomas Hobbes zicea în 1655 că timpul e o fantasmă a mișcării. Foarte frumos Thomas Hobbes și asta ce înseamnă? El se lega de faptul că pe vremea lui timpul se măsura direct în funcție de o mișcare a soarelui, a nisipului în clepsidră și așa mai departe. Primul care i-a dat timpului tot respectul cuvenit, ca un domeniu complet separat, a fost Isaac Newton, tot pe la sfârșitul anilor 1600. El zicea că, bă băieți, spațiul rămâne tot timpul fix, pe când timpul e o chestie care curge într-una fără să-i pese de lucruri externe, și l-a numit cu această ocazie durație pentru scopurile lui matematice. Schopenhauer scria în 1813 citat: În timp toate lucrurile vin unul după altul, pe când în spațiu toate lucrurile sunt unul lângă altul, așa că doar prin combinația de timp și spațiu se poate rezolva existența. Adică, prin secolul XIX, oamenii deja începeau să ia în serios timpul ca o dimensiune separată. Ajută și faptul că, deodată, timpul era mult mai concret și măsurabil. Dincolo de ceasuri, programele coordonate de trenuri și stâlpii de telegraf păreau a fi niște minuni nesperate. Revoluția industrială, cu totul, schimbă perspectivele umanității vis-a-vis -vis de trecut și mai ales vis-a-vis -vis de viitor. În 1600, ce putea să-și imagineze un țăran francez despre viitor? Ultimele 5-6 generații de dinaintea lui au făcut același lucru pe care îl face și el. Așa că de ce ar fi viitorul în vreun fel diferit? Anul 1700 probabil pur și simplu o să aducă și mai multă balegă. Oricum, până în 1900 nici nu exista noțiunea celebratorie de sfârșit de secol. Anul 1800 a venit și a trecut fără să aplaude nimeni. Nu s-a gândit nimeni oare ce o să fie în 1900, probabil și mai multă balegă. În general, oricum, până prin 1900, oamenii nu erau așa de conștienți de timp. Nu numai că anul ăsta e oricum strict după calendarul creștin, dar chiar și în interiorul Europei. Francezii, de exemplu, plini de spirit revoluționar și au făcut și propriul calendar republican francez. Așa că la ei, în 1800, abia ce era anul 9 sau 10. Napoleon s-a plictisit de calendarul francez în anul 13, de exemplu. Mai mult, termenul de utopie, prin care înțelegem astăzi o societate a viitorului ideală, vine de la titlul cărții din 1516 a lui Thomas More, Utopia. Doar că acolo Utopia nu era ceva din viitor. Era o insulă foarte îndepărtată. Gulliver, la fel, nu călătorește în timp, ajunge doar pe insulele Laputa, Balni Barbie, Lug Nag și Glub Dub Drib, pe vremea aia, planeta în sine era îndeajuns de misterioasă cât să alimenteze povești din astea fantastice. Nu aveam nevoie de călătorit în timp. Exista noțiunea de profeție și ghicit în de porc, dar toate previziunile erau la nivel de individ, nu de societate. Preziceau dacă o să mergi în curte și o să alunești pe balegă sau nu. Nu o întreba nimeni pe mița ghicitoarea, tanti, cum o să arate viața de zi cu zi în 2078? Probabil i-ar fi răspuns ce e la 2078. Noțiunea de a te transporta la un moment specific în timp nu a existat sub nicio formă până la H.G. Wells. Și oamenii nu s-au gândit la asta până în 1895, pentru că până atunci viitorul nu dădea nicio indicație că ar fi altfel, în vreun mod foarte relevant. Lucrurile erau atât de bătute în cuie, încât mii de ani umanitatea nici măcar n-a îndrăznit să se întrebe cum ar fi să călătorim în viitor. Singurele preocupări serioase despre viitoruri erau alea religioase, în care mor și te duci frumos în rai sau te reîncarnezi într-un guguștiuc veșnic sau ceva. Dar, odată cu invenția electricității, a telefoanelor, a mașinilor, trenurilor, a cinemaului, lucruri la care nu-și permisese nimeni să viseze până atunci, apetitul oamenilor pentru fantezie și progres tocmai se aprindea pentru prima dată. În 1920, filozoful Samuel Alexander zicea, citat, Dacă ar fi să numesc caracteristica definitorie pentru gândul ultimelor 25 de ani, aș zice descoperirea timpului. Nu vreau să zic că am așteptat până azi să realizăm că există timp. Vreau să zic că abia începem în speculațiile noastre să luăm timpul în serios și să realizăm că, într-un fel sau altul, timpul e un ingredient esențial în Constituția Lucrurilor. Am încheiat citat -o. În această nouă lume, pe culmile tehnologiei, se află H.G. Wells. El nu era foarte preocupat de filozofi și ce metafore frumoase au găsit ei despre timp. El era un tânăr foarte modern, foarte biciclist, pasionat de scririle lui Darwin. A studiat zoologie și geologie și lucrurile astea l-au ajutat să capete o perspectivă mult mai largă asupra dezvoltării umane și mai precis, a timpului. Dacă deodată lumea nu mai are doar 6.000 de ani vechime, așa cum credeau cei mai religioși dintre pământeni, ci miliarde, lucrurile încep să arate un pic altfel. Când începi să gândești în timp geologic, deodată toată istoria umanității pare un scuipat într-un ocean. Așa că plin de timp geologic, H.G. Wells a început să lupte cu percepțiile vremii. Tot scandalul a început cu niște determinism tânărul A.G. Wells, la cei 24 de ani ai lui, în 1890, a scris un eseu numit Universul Rigid, în care se lupta cu ideea că toate lucrurile din prezent sunt determinate de acțiuni din trecut. Dar asta dintr-o direcție matematică și fizică, mai degrabă decât problematică filozofică. A treia lege a lui Newton spune că orice acțiune are o reacțiune, așa că H.G. Wells încerca să-și imagineze o inteligență care s-ar uita înapoi la toate acțiunile noastre. Din perspectiva unei asemenea inteligențe, toată viața noastră ar fi preplanificată, nu? Unii oameni aveau deja un cuvânt destul de bun pentru o asemenea inteligență. Dumnezeu. Dar tânărul H.G. Wells, crescut pe geologie și Darwin, încerca să-și imagineze lucrurile astea cu ceva mai multă matematică și mai puțin hocus-pocus. Wells concluzionează, în universul rigid, că pentru o asemenea ființă, dacă trecut ar însemna ceva, ar fi doar o privire într-o direcție, pe când viitorul ar însemna Uitatul în direcția opusă. 5 ani a rumegat Wells la problema cu trecutul și cu viitorul, până când în 1895 a găsit o metodă mai interesantă de a explora problema, și anume mașina timpului. În carte, un domn inventator victorian îi cheamă pe prietenii lui, la fel de domn victorieni, să vină la el să le zică despre cum timpul e doar a patra dimensiune și că el a descoperit cum să se miște în dimensiunea asta. Pe domnul inventator îl cheamă în carte doar călătorul în timp, așa că prietenii lui îi răspund. Călătorul în timp? Ai nebunit! Urmează o discuție informată despre problemele fizice care vin cu o asemenea tentativă, pe care domnul călător în timp o taie din scurt când îi invită în camera cealaltă unde e bicicleta lui transtemporală. Cum H.G. Wells am zis că era foarte pasionat de biciclete, mașina lui de călătorit în timp e un soi de bicicletă cu zurgălăi. Te urci în ea, scoate niște scântei, se văd niște lumini, dai un pic la pedale și ajungi în anul 802.701. A se observa că prima călătorie a umanității în viitor n-a fost în chestii din astea gen 2056. Omul s-a dus direct 800.000 de ani înainte. Ce găsește acolo e tot o societate divizată sever în două clase: muncitorii și restul 1%. Wells folosește spațiul ăsta cu ce găsește călătorul în timp pentru a critica propria lui societate și diviziunile problematice, chestii care sunt foarte discutate și astăzi. Într-un final, după foarte multe aventuri și tragedii, călătorul în timp reușește să fugă înapoi în timpul lui, unde trecuseră doar câteva ore și el întârziase la propria petrecere. Nu se știe cum îi mai merg apoi călătoriile. Lucrurile se termină într-un suspans care lasă loc pentru următoarele generații de călători în timp. Ce a urmat a fost o reacție atât de puternică la acest nou concept încât tu azi crezi că el a existat dintotdeauna. Toată lumea a sărit să dezbată problematicile călătoritului în timp și așa s-au născut de la început și primele paradoxuri. Poți să călătorești în trecut să-ți omori bunicul? Sau poți să te întâlnești pe tine însuți? Întrebările astea sunt deja destul de banale pentru noi azi, dar la începutul anilor 1900 erau distracția favorită a intelectualilor vremii. Cartea lui H.G. Wells a dus destul de direct la înființarea genului de romane pulp adică cărțulii foarte ieftine care vindeau niște povești cât se poate de fantastice. În romanele Palp, oamenii au făcut o religie din călătoritul în timp și s-a stabilit foarte clar ce e permis, posibil sau plauzibil. Regulile au evoluat și au variat în timp, dar logica călătoritului în timp a fost întotdeauna luată cât se poate de serios, luând tot timpul tonul de la Biblia lor mașina timpului. Cam asta a fost pentru astăzi. Toate informațiile au fost culese din cartea Time Travel A History, care analizează în detaliu istoria conceptului de călătorit în timp. Noi am parcurs aici cam un sfert din carte, restul e la fel de fascinant, așa că o recomand cu căldură. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe, like, add, follow, SMS, bip și ce mai vreți voi. Se aud Zaya Peste tot pe internet.